Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Libertatea e sclavie, spunea cineva, un mare scriitor. Libertate, egalitate, fraternitate, strigau alții la o revoluție. Libertatea, îmi spune noi, este mare povară. Alții la Revoluția din decembrie spuneau că în decembrie ne-am luat porția de libertate și altele asemenea. Biserică credincioși, în această zi aș vrea să medităm puțin asupra acestei idei de libertate, pentru că poate că resimțim mai mult decât oricând presiunea care se face asupra noastră, asupra libertății noastre, și aș vrea ca să avem lămurit sensul acestui cuvânt, pentru că, după cum ați auzit, fiecare îl înțelege în felul lui. Noi, fiind creștini, ar trebui să avem o înțelegere creștinească. Ca să înțelegem mai bine acest concept, haideți să aruncăm o privire asupra timpurilor și să vedem exact cum s-a manifestat libertatea dintotdeauna. De când a făcut Dumnezeu omul pe pământ, să știți că l-a făcut liber și i-a dat lui libertate deplină, voință deplină, iar omul nu a ascultat de Dumnezeu și iată că a fost trimis în pământul acesta ca să-și câștige existența cu sudoare, cu truda mâinii sale. De la începutul organizării societăților, să știți că oamenii au avut în fruntea lor niște lideri pe care și au ales cumva sau s-au impus. De obicei, bărbații care erau cei mai în vârstă, care erau părinți ai copiilor și ai copiilor, copiilor lor, șefii de trib, să spunem, pentru că orânduirea primitivă era tribală, aveau niște conducători, iar cei care erau în organizațiile respective sociale, deși erau liberi, să spunem, pentru că nu aveau stăpânire organizată, iată că erau supuși unor oameni și erau obligați să asculte de aceia. Ca atare putem spune că pe de o parte că erau liberi, iar pe de altă parte că libertatea lor era închinată unor oameni. Pe măsură ce s-au format statele sau anumite forme statale, regate, împărății, până mai încoace voievodate sau alte forme pe care le avem noi până acum, să știți că acestea, în numele lui Dumnezeu, aveau un conducător care era uns de la Dumnezeu, la fel cum în biserică, să știți, se ung arhierei sau preoții cu slujbe speciale și erau puși cei care aveau frică de Dumnezeu prin binecuvântarea bisericii în fruntea noroadelor ca să le conducă pe acelea. Și acest lucru, să știți, că trebuia înfăptuit cu frică de Dumnezeu ca oamenii să nu resimtă presiunea asupra lor și să poată să-și manifeste singur voința, astfel încât să poată năzui către Dumnezeu. Oamenii dintotdeauna, să știți, au avut conștiința faptului că cineva este deasupra lor, îi stăpânește din ceruri și că asemenea acelui din ceruri este și cineva pe pământ. Și nu și-au pus, să știți, o clipă, nu s-au gândit că ar avea cumva posibilitatea unei libertăți de plin. Abia în vremurile noastre, să știți, de la Revoluția franceză încoace, de când s-a rostit acel slogan Libertate, Egalitate, Fraternitate, oamenii au început, să spunem așa, să se emancipeze. Împăratul Franței a fost detronat, decapitat, iar în locul lui a fost instaurată Republica Franceză, care presupunea că erau niște oameni care erau puși reprezentativ în frunte și aceia aveau să conducă statul în numele poporului. Iată că oglindirea lui Dumnezeu pe pământ din momentul respectiv a încetat și omul a început să vadă numai în sine ca fiind un conducător, având puterea de a stăpâni și nu a mai văzut prin
conducătorul său ca puterea lui Dumnezeu pe pământ. Acela este momentul în care oamenii s-au închinat la o altă zeitate, să spunem, pe care a pus-o în locul lui Dumnezeu și ați mai auzit, poate, și altă dată, că din momentul respectiv a început să prindă contur, chiar și dinainte, ca un curent, umanism. Adică, omul a început să îi se închine omului și să o sălvească pe om pentru toate realizările sale pe pământ. Și iată că până în zilele noastre, încet, încet, mai toate statele sau foarte multe state au renunțat la conducerea unui suveran și au adoptat democrațiile. Unele se consideră republici și atunci își aleg conducătorul la perioade regulate de timp, altele, deși și-au păstrat regalitatea, totuși votează pe cei care merg și le conduc țările, pentru că împăratul sau suveranul nu mai are putere de plină asupra statului respectiv, iar statele care sunt conduse de o mână puternică se consideră state totalitare în ziua noastră, tiranice, conduse de un tiran pe care ochii democrației lumii largi nu-i privesc bine pe aceea. Cele mai reprezentative state pe care le cunoaștem și în care a fost rânduită o stăpânire de la Dumnezeu a fost Imperiul Bizantin până la 1453, când a căzut datorită necredinței sau spurcării credinței cu latinii sub sabia turcească și ulterior țaratul rus, Imperiul Rus, care, datorită necredinței intelectualilor de obicei sau necredinței poporului, a căzut sub talpa comuniștilor atei, bolșevicilor din vremea respectivă. Și noi ulterior ne-am emancipat, am renunțat la regele care era pus în fruntea statului nostru, era rânduit de Dumnezeu, dar și regalitatea românească a făcut greșeli flagrante și iată că Dumnezeu ne-a dat și pe noi românii să plătim preț pentru păcatele noastre de neam. Am ajuns în decembrie 89, ne-am luat rația de libertate, cum scria undeva pe un zid, și iată că timp de 30 de ani am cheltuit această libertate după cum am vrut noi. Am mers la vot, i-am propulsat pe alții în fruntea noastră ca să ne conducă și să ne reprezinte pe noi și au făcut aceasta după cum au vrut ei și nu după cum a avut proporul. Iată că în ziua de astăzi, deși s-a aplicat de mai mult timp restrângerea asupra libertății umane și asupra libertății religioase îndeosebi, prin această teroare, să spunem, care se manifestă de un an și ceva în lumea largă, libertățile oamenilor s-au restrâns, deși, cumva, democrația pare să că funcționează. Au mai fost alegeri, oamenii au mers, au votat, au trimis pe alții în Parlament care fac aceleași lucruri. Nu despre asta vreau să discut acum. Ci vreau să înțelegem că libertatea dintotdeauna nu a fost deplină oamenilor, ci libertatea oamenilor s-a putut manifesta doar deplin, doar dacă aceștia aveau în fruntea lor pe cineva care era pus și uns în numele lui Dumnezeu să le drămuiască lor buna rânduială din societatea în care au trăit și în felul respectiv să fie liberi. Să fie liberi nu social, ci să fie liberi întru Hristos. Acesta este sensul libertății pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l înțelegem. Libertatea noastră, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, trebuie să fie în Hristos și în felul acesta putem să ne mișcăm nelimitat, mergând și tinzând către Cel care ne-a făcut pe noi. Am auzit că oamenii, nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat, au ieșit în stradă în mod repetat, la protest. Să știți că
Poate că nu este un lucru rău, dar și îl spun cu jumătate de gură. Deși sunt modele în istoria noastră care ne învață că oamenii, să știți, în vremurile în care libertatea le este amenințată, nu trebuie să protesteze. A fi acel care protestează, odată se numea protestant. Și au protestat unii, considerându-se că erau în biserică și s-au desprins și au mers mai departe pe o ramură foarte îndepărtată de biserica adevărată. Acum, oamenii care protestează se numesc protestatari pentru că l-au uitat cumva pe Dumnezeu deoparte și protestează pentru libertățile lor. Sigur, libertatea noastră religioasă nu ar trebui să fie atinsă. Dar aduceți-vă aminte din istorie că virgulă creștinismul în epoca primară a reușit să crească și să se manifeste, să crească ca o comunitate chiar în momentul în care creștinismul era mai mult amenințat. Ce ar fi fost dacă am fi aflat că virgulă, creștinii din epocile respective, în loc să-și înalțe mintea către Dumnezeu, în loc să se supună voiei lui Dumnezeu, ar fi trebuit să iasă în stradă și să înalțe lozinci prin care să li se ceară restabilirea libertăților lor. Creștinii și-au asumat, să știți, un destin, și anume acela de a suferi în istorie. Pentru că știți că pedeapsa care vine asupra oamenilor nu se datorează guvernanților. Pedeapsa care vine asupra oamenilor, să știți că nu se datorează celor din lumea largă care au uitat pe Dumnezeu. Poate și din cauza lor trebuie să primim bătaie. Pedeapsa care este asupra noastră se datorează în primul rând nouă, fiecăruia. Mie pentru păcatele mele, altuia pentru păcatele lui și în general pentru delăsarea bisericii, dar nu biserica aceea trupului Hristos, ci a instituției bisericii, foarte multe, să spunem, delăsări, în numele ușurinței oamenilor de a înainta, duhovnicește, să spunem așa, moment în care Dumnezeu, din dragostea sa care ne-o poartă nouă, nu a făcut rabat de lanuia, după cum spunea Sfântul Proroc David, că tatăl care își iubește fiii nu trebuie să-și cruțe varga sau nuiaua. Și iată că în vremurile noastre, pentru că ne-am folosit prost libertatea și noi am închinat-o lui Dumnezeu, suferim. Dacă vreți să aflați mai multe lămuriri pentru acest lucru, citiți Vechiul Testament și o să aflați că poporul israelitean, de fiecare dată când era lăsat liber și uitat de Dumnezeu, acesta avea o tendință de a se amesteca cu neamurile păgâne care îi înconjurau și de a pune în locul lui Dumnezeu cel adevărat păgânătățile sau pe idolii la care slujeau neamurile respective. Și în felul acesta lăsau credința lor sau o stricau și în felul acesta uitau de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, ca să întoarcă pe aceștia din nou, ce făcea? Le dădea necazuri, alte neamuri care să năvărească asupra lor, care să-i subjuge și în felul acesta au ajuns și în robie babiloniană și asiriană. Și toate odoarele lor sfinte, să știți, acolo unde se lășluia Duhul lui Dumnezeu, Templul Sfânt, Dumnezeu a îngăduit ca să se piardă acelea pentru necredința israelitenilor. Noi avem pretenția în ziua de astăzi că suntem Israelul cel nou. Și fiind în dreaptă credință, suntem cei aleși al Dumnezeu. Dacă primim bătaie, oare nu primim bătaie pentru păcatele noastre? Cei care vor să-și lămurească mai mult aceste probleme, să citească Cartea Sfântului Nicolae Velimirovici, Războiul și Biblia. O carte care explică bătaia lui Dumnezeu în lumea largă foarte detaliat, și anume, pentru păcatele poporului, sau pentru păcatele conducătorului, sau pentru păcatele amândurora, oricum, să știți că nu vine bătaia lui Dumnezeu asupra oamenilor, așa ca din întâmplare. Soarta umanității, să știți că nu ține de voia individuală a fiecăruia, a mea sau a dumneavoastră. Am vrea să schimbă lumea să fie liberă, cum avem noi plăcerea de a spune. Dar soarta umanității, să știți că este în mâna lui Dumnezeu
Și după cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, cele care sunt nemișcătoare, să spunem așa, care nu sunt supuse unei voințe singulare sau personale, sunt numai în mâna lui Dumnezeu. De aceea, eu nu vă îndemn să ieșiți la protest, să fiți protestatari, să vă ridicați pancarde în sus, ci vă îndemn la altceva, mult mai înalt, mult mai nobil, la revoluție. O revoluție, să știți, nu după un model unui revoluționar sau unei revoluții din lumea aceasta, ci o revoluție după modelul celui mai desăvârșit revoluționar care a fost în lumea aceasta, Iisus Hristos. Să știți că după cum a schimbat Hristos fața Pământului, nu a schimbat nimeni prin nicio revoluție sau prin niciun protest fața lumii acesteia. Poți să-ți câștigi un drept mărunt astăzi prin proteste, dar nu vei reuși să schimbi fața lumii întregi, chiar dacă ar fi proteste în lumea largă. Și hai să vedem exact cum a protestat Iisus Hristos sau cum a făcut El revoluția. La momentul în care s-a apropiat vânzarea sa, a mers în grădina Ghețimanii și s-a rugat, știind că se apropie de jertfă. Deci așa trebuie să fie și modelul nostru. Când avem de suferit sau când este evidentă suferința care vine asupra noastră, trebuie să mergem după cum a făcut-o și Hristos și să ne rugăm. Și cum a făcut aceasta? A făcut-o cu lacrimi de sânge. A făcut-o din străfundul ființei sale omenești. Și s-a rugat la Dumnezeu, Tatăl din ceruri, ca dacă este posibil să treacă paharul acesta, paharul suferinței, pentru că știa că nu va fi pentru firea sa omenească ușor de suportat ceea ce avea să fie. Dar a zis Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să nu se facă voia mea, Doamne, ci voia Ta. Ei, uite, așa trebuie să facem și noi în vremea aceasta. Dacă cerem de la Dumnezeu libertate, să continuăm. Dar să nu se facă, Doamne, libertatea noastră, ci libertatea Ta într-un noi să lucreze. Și ulterior s-a lăsat vândut de unul dintre ucenicii săi și a mers la patimă și s-a urcat pe cruce pentru ca să reușească să răscumpere lumea, să schimbe fața lumii acesteia. Iată felul în care Hristos a schimbat fața lumii. Lăsându-se bătut, lăsându-se asuprit, știind că după jertfă, după răstignire, avea să urmeze înviere și în felul acesta avea să învieze lumea întreagă. Sau toată lumea avea să se mântuiască. Au fost oameni care, deși l-au bătut, nu au putut face nimic și l-au răstignit, nu au putut face nimic împotriva manifestării sale la înviere. Pentru că oricât au vrut după aia să acopere cele ce s-au întâmplat acolo, nu au putut. Dumnezeu, omul, Iisus Hristos, și-a lucrat cele a sale pentru mântuirea lumii și nu s-a uitat la sine. În felul acesta să știți că s-a schimbat fața lumii și datorită acestui lucru și noi în vremea de astăzi suntem creștini. Ceea ce ar trebui să facem e ca de acum încolo să punem un alt început vieții noastre pentru ca să schimbăm răul din lumea largă. Și anume ca în tot ceea ce facem noi să îl punem pe Hristos drept căpătâi la toată lucrarea noastră. De cum ne trezim dimineața, să-i dăm slavă că am mai trezit până dimineața. Când ne apucăm de treabă, facem rugăciune la El, să cântărim lucrurile dacă sunt bine plăcute lui Dumnezeu, ceea ce facem în momentul respectiv și dacă nu sunt plăcute, să spunem, facă-se voia Ta, Doamne, și să facem ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, să facem rugăciune înainte și după oriceea ce lucrăm, când ne așezăm la masă, când ne învățăm copiii sau când învățăm pe alții, sau facem cu frică de Dumnezeu, să ne gândim dacă este plăcut lui Dumnezeu ceea ce facem. Într-un cuvânt, să amestecăm pe Dumnezeu în toată existența noastră, astfel încât existența noastră să fie pentru Hristos. Dacă se întâmplă cele ce se întâmplă în lumea largă până acum, este dovada faptului că nu a fost, sau nu am împlinit lucrul acesta până acum, că nu m-am urcat nicio treaptă, poate, pe scara desăvârșirii, după cum ați auzit astăzi, că este descrisă de Sfântul Ioan Scăraru, că nu am făcut mai nimica din cele ce trebuia să facem.
Să știți că omului este dat ca să ajungă să se unească cu Dumnezeu, să urce niște trepte. Luând în mare toate treptele care sunt descrise în Evanghelie, și anume treptele fericirii, fericiți cei săraci cu Duhul, cei prigoniți și toți ceilalți făcătorii de pace, toate aceste trepte ar putea fi condensate în niște paliere mari, și anume că omul este chemat, în primul rând, să se despătimească sau să se curățească de păcatele sale, ceea ce trebuie să facem și noi, pentru ca ulterior să se lumineze sau să se ilumineze prin Duhul Sfânt, ca să înțeleagă toate cele ce se întâmplă în lumea largă și să trăiască în Duhul, cum ar veni, să aibă viață creștinească desăvârșită. Și ulterior, acel al treilea pas, care este dat numai Sfinților, să se și îndumnezeiască. Noi facem acest lucru unindu-ne cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar cu adevărat îndumnezeire se referă la faptul că dobândește prin asceză sau prin nevoință creștinească darul Duhului Sfânt și pe altă cale, și anume prin îndumnezeire. Și ca să știți că aceste cuvinte nu sunt de la mine, am luat cartea în care s-a citit astăzi la Sfântul Apostol Pavel, care ne îndeamnă să urmăm cele ce v-am spus adineauri. Și aș vrea să vă citesc din câteva pasaje din ceea ce s-a citit. Poate nu ați fost atenți. Fraților, ca fiii luminii să umblați, că toată rada Duhului este într-o toată bunătatea și dreptatea și adevărul. Deci, trebuie să știm exact cum să umblăm. Ca fiii luminii. Ca fiind luminați de Dumnezeu, în primul rând curățiți și ulterior luminați. Ca să urmăm dreptatea și adevărul și bunătatea. Asta trebuie să fie scopul nostru în fiecare zi. Cercând ceea ce este bine plăcut lui Dumnezeu. Trebuie toate lucrurile să le cântărim, să vedem dacă sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Să nu vă amestecați cu faptele cele fără de roadă ale întunericului. Dacă știm că ceva nu este plăcut lui Dumnezeu, nu trebuie să ne amestecăm acolo. Și mai vârtos să le defăimați. Pentru aceasta se zice, deșteaptă-te cel ce dormi. Noi suntem ceea ce dormim, să știți, și te scoală din morți, adică din cei care suntem morți sufletește, și te va lumina Hristos. Tot efortul acesta, să știți, duhovnicesc, nu se face decât cerând ajutor de la Dumnezeu. Nimic nu se face prin voia noastră. Deci, ca atare, când ne apucăm la nevoință duhovnicească, în primul rând, facem o rugăciune de ajutor de la Dumnezeu. Drept aceea, socotiți cum să umblați cu pază, nu ca niște neînțeleți, ci ca cei înțeleți, răscumpărând vremea că zilele rele sunt. Vremurile noastre sunt rele. Să știți că vremea, în general, a fost rea dintotdeauna pentru mântuirea omului. A fost împotriva voinței omului de desăvârșire, dar omul este îndemnat de Sfântul Apostol Pavel să-l răscumpere. Adică să facă din vremurile vremuri bune pentru mântuire. Drept aceea nu fiți nepricepuți, ci cunoscând ce este voia lui Dumnezeu. Din nou, trebuie să facem și să punem voia lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Nu vă îmbătați de vin, pentru care este desfrânarea, și aș putea spune că prin aceasta nu umblați în patim, ci descotorosiți-vă de patim, dați-le deoparte, ci vă umpleți de Duhul Sfânt. Vorbind întru voi în psalmi, adică ca să vă umpleți de Duhul Sfânt, trebuie să căutați rugăciunea bisericii. Și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând într-o inimile voastre Domnului. Mai mult de atât, să știți că nu trebuie spus, ci trebuie să urmăm celor spuse de Sfântul Apostol Pavel și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi. Hai să urcăm câte o treaptă, ușor, ușor, sprijiniți pe ajutorul Bisericii și nădăjduind la libertatea care este în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu pot decât să vă îndemn ca să vă schimbați și să faceți primul pas în calea desăvârșirii. Dumnezeu slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.